Salutare tuturor și bine ați venit la un nou video din seria noastră O pictură pe zi. Astăzi este ziua cu numărul 25 și vom picta aceste drăguțe păsărele pe o crenguță de cireș. Deci dacă și voi vreți să învățați cum să le pictați și să vă iasă cel puțin la fel de drăguțe cum eu și mie, luați-vă ce aveți nevoie, suportul de pictură, pânza sau coala foarte groasă, vopselurile acrilice, pensulele, apa și haideți să pictăm! Sper să vă placă, nu uitați de asemenea să apăsați butonașul de like dacă vă place ceea ce pictez și vreți să mai pictez chestii drăguțe și pe viitor. Și de asemenea, dacă nu ați făcut-o deja, apăsați butonașul de subscribe plus clopoțelul de notificări. Iar dacă vreți cu adevărat să mă ajutați, nu uitați să și distribuiți prietenilor voștri care ar fi și posibil interesați de pictură. Am început cu un carton pânzat 18 x 25 dimensiunea. Cartonele pânzate le puteți cumpăra de la orice magazin de artă sau de la orice magazin unde au secțiune pentru art supply-uri. De exemplu, un preț foarte bun sunt în Jumbo sau în Jumbo sau cum vreți să-i spuneți, undeva la 7-8 lei 3 de dimensiunea aceasta, care este un preț foarte bun, adică vine undeva la până în 3 lei 1. Așa. Voi folosi vopselul acrilice și voi folosi apă ca și mediu. Am făcut fundalul cu un bleu, dacă nu aveți bleu puteți amesteca albastru cu alb. Și cu o pensulă numărul 50 l-am acoperit toată suprafața și am lăsat-o apoi să usuce. De menționat este că trebuie să avem răbdare. Eu am pictat acest peisaj, să-i spun așa, cam în 40-45 de minute. Deci vă dați seama că cam atât trebuie să vă alocați și voi, cel puțin, pentru această picturică. Dacă sunteți nou și nu știți care e treaba cu seria aceasta, este un challenge, o provocare pe care mi-am propus-o și anume să pictez câte o pictură în fiecare zi, timp de 365 de zile, adică un an de zile, de pe 1 aprilie 2019 până pe 1 aprilie 2020. Și ca să cresc, sper eu, interesul la cât mai multă lume spre a picta și să încurajez cât mai multă lume să picteze, pentru că pictura este pentru oricine, nu trebuie să avem talent, trebuie doar să vrem. Fiecare pictură se adresează începătorilor, fie ei totali, fie începători cu niște baze oareșcare, și este tutorial pas cu pas, narat și explicat. Așa, avem un maroniu, înainte să fac crenguțele, l-am trasat un pic cu creionașul, vedeți că se mai vede schița la păsărele, am trasat cum vreau să fie crenguțele, am trasat cu creionașul păsărelele, apoi cu pensula liner numărul 4, numărul 6, aceasta cu vârf ascuțit și lunguță. Pentru firicele am trasat crenguțele cu un maro și apoi un maro mai deschis, l-am combinat cu alb. Am adăugat culoare deschisă pe partea superioară. Apoi am un magenta și un roz, care îl mai folosesc eu când fac floricele de cireș sau floricele în general, așa. Și pur și simplu fac niște steluțe, niște floricele cu 5 petale, dar nu foarte detaliate, pur și simplu 5 petale, așa, aleatoriu. Și nu foarte multe, vedeți că nu pun foarte multe, nu vreau să încarc fiecare crenguță. Vreau să pun câteva floricele, vreau să pun câțiva bobocei, 1-2, și vreau să pun și câteva frunzulițe pe fiecare ciorchinaș. Vedeți că avem două în partea de unul în stânga, unul în dreapta sus și la fel și jos, unul în stânga, unul în dreapta. Practic e cumva o egalitate, e un echilibru. Și păsările, care sunt elementul central și elementul pe care vreau să ne uităm, să fim focalizați, vor fi fix în jumătate. Foarte important să spălăm foarte bine pensulele, întotdeauna să le spălăm după ce folosim cu o culoare, să le clătim și pe aia să le ștergem, iar când terminăm de pictat definitiv, să mergem cu ele unde e apă caldă și să le spălăm bine, bine, bine cu apă caldă. Și la fel cum avem aici, eu de exemplu folosesc paleta aceasta improvizată, mă duc cu aia la apă caldă și o spăl bine, bine, la fel și păhărelul și să ia totul. Acum am folosit un verde, ca și un cachi, așa, și cu un pic de galben combinat și am făcut frunzulițele. Am făcut documenticul verde și apoi am pus un pic de galben în partea unde ar pica lumina. La fel colorez în partea interioară niște petale mai micuțe cu roz, dar la fel nu foarte, nu neapărat suprapuse, pur și simplu așa, încercăm să fim un pic și spre măzgăleală, să zic așa, adică să nu fie foarte, să fie așa mai cartuniș un pic. Și o să mai fac apoi cu alb.
în interior. Deja arată foarte drăguț. Mai adăugăm mici retușuri. O să pun un pic de alb, după cum puteți vedea, în fiecare floricică. Iar apoi îl voi întinde un pic pe albul acela mai mult prin interior. Păi dacă vreți să puneți mai multe floricele, puteți pune mai multe floricele, puteți pune mai multe frunze, puteți adăuga la fel crenguțe. Acum am combinat alb cu maro și am ieșit un maro foarte deschis și cu apă ca să poți trasez liniuțe subțirele. Pur și simplu colorez partea superioară a crenguței, vedeți? Partea unde primește cea mai multă lumină. Pur și simplu tu trasezi o liniuță foarte, foarte subțire. Este foarte important să avem răbdare când pictăm, nu se întâmplă nimic peste noapte, nu se întâmplă nimic peste 3 secunde. Am spus, eu am făcut această picturică cam în 40-45 de minute. Vă dați seama, cam atât durează. Dar în schimb este foarte posibil pentru oricine să o facă. Deci dacă doar vă uitați și nu aveți curaj sau nu ați început, vă sugerez să începeți. Așa, un albastru l-am folosit și am colorat. Am spus că am trasat mai tip creionul, mi-am făcut așa o schiță. Simplă, pur și simplu, pasărea seamănă cu numărul 8 sau nu știu cum să-i spun, un cerc mare și un cerc micuț, un pic înclinat spre dreapta și lângă la fel este un cerc mare spre un oval, de fapt, și un cerculeț micuț pentru căpșor înclinat spre stânga, adică sunt una înclinată spre cealaltă. Și dacă nu aveți bleu, cum nici eu nu am bleu, amestecați albastru care l-ați folosit la prima pasăre cu alb și veți dobândi un albastru mai deschis. Și la fel îi fac și codița înspre cealaltă și una spre alta, practic. Încercăm să o facem cât de rotundă posibil, dar nu ne stresăm foarte tare pentru că nu contează. Aceasta mi se pare prima care am făcut-o prea închisă și am folosit același albastru, dar combinat cu un pic de alb și am deschis-o, să nu fie foarte mare diferența între ea și cealaltă. Deja arată foarte drăguță compoziția noastră, pot să spun că sunt încântat de cum iese. Tot cu pensula liner numărul 6 sau numărul 4, adică pensulile cu numărul lor, să vă spun, v-am mai spus, dar poate nu ați fost atenți, tot ce înseamnă e cât de mare este pensula și asta ne ajută la cât de mare e suprafața pe care o pictăm. Dacă pictăm o suprafață mare, ne trebuie pensulă mare. Dacă nu, nu. Ne trebuie una mică. E atât de simplu. Am făcut pe fiecare căpșor câte două cerculețe, două rotunduri, cu un albastru combinat cu mult alb, un albastru foarte deschis, aproape spre alb. Un pic așa deschid, conturez, ne-am conturat mai bine pe unde erau mai neconturate. Când s-a mai uscat un pic cerculețul, mai vin și mai adaug un strat. Dacă mi se pare mie că trebuie un pic mai mult deschis. Vreau să colorez burtica inițial. Albul este foarte opac și punând alb peste albastru, cumva îl blochează pe albastru. Pentru că apoi vreau să fac o burtică cu portocaliu și una cu roșu și portocaliu. Și dacă aș fi pus direct roșu peste albastru, de exemplu, ar fi ieșit un roșu cu nuanțe de mov. Pentru că vopseaua acrilică este opacă, dar nu este total opacă, este și un pic transparentă, s-ar fi văzut pigmentul albastrului de dedesubt, s-ar fi combinat, chiar dacă era uscată, cu cel al roșului și ar fi ieșit așa un movulin. Așa, acum cu un maro foarte închis sau cu un negru, facem două semicercuri, așa, practic obrăjorii și deasupra obrăjorilor sunt ochișori așa închiși. În forma aceea de semicerc. Și cu un portocaliu la jumătate facem niște triunghiulețe, care sunt ciocurile. Deja ne ies două păsărele foarte, foarte drăgălașe. Când s-a uscat albul, mai hotărât să mai adaug un strat. Vedeți că la pasărea din stânga, nefiind uscat, stratul albastru s-a combinat cumva cu albul meu. Puteam să mai am prea multă răbdare, să-l las mai mult să usuce și nu mai era, nu se mai combina, l-acoperea mai bine. Și acum cu portocaliu, încerc să țin portocaliu mai intens în partea de sus
și apoi să-l pierd așa oarecum înspre josul burticii păsării noastre. Și la fel o să fac și pasărea din stânga, dar mai întâi o să mai vin cu un strat de alb să mai acopăr un pic albastru. Asta e foarte important, să nu vă grăbiți. Până să usucă burtica, mai adunăm și mai adăugăm niște mici retușuri și o să punem la fel și la burtica păsării din stânga un pic de roșu și un pic de portocaliu și cam acesta este tablouul și pictorica noastră de astăzi. Eu sincer mi-aș dori și îmi doresc foarte mult să fi pictat cu mine, îmi doresc foarte mult să... O să vă las în descriere adresa mea de Instagram, să trimiteți acolo pozici cu ce ați pictat. Ce pictez eu este pentru oricine și orice nivel ați avea, cât ar fi de începător și începător absolut. Vă garantez că dacă aveți câteva chestii care aveți nevoie la îndemână și începeți să pictați, vă va ieși ceva care vă va uimi. E pur și simplu atât de ușor. Sper că v-a plăcut episodul de astăzi, sper că v-a plăcut cum mi-a ieșit mie picturica. Nu uitați să apăsați butonul de like, subscribe dacă nu ați făcut-o, de asemenea puteți distribui prietenilor voștri dacă vreți să mă ajutați. Și sper că v-a plăcut, cum am spus, și o să ne reauzim și o să ne revedem cu un nou tutorial și mâine. Pa, pa!